În continuare, colega mea, Daniela Postica, vine cu rubrica dedicată cinematografiei și nu este singură. Daniela, bună seara, te salut! Bună seara, Dănița, bună seara, dragi telespectatori, așa este. În această seară nu sunt singură, o am alături de mine pe Victoria Roșca. Am zis că trebuie să discut și cu cineva din afară televiziunii, despre filme. Victoria, bună seara! Bună seara! Zi-mi, te rog, vizionai filme pe casetă? Da? Da, da, și eu încă am prins timpurile când ne duceam cu 50 de bani, ori un leu, la club. Organiza cineva și dădeam 50 de bănuți sau un leu, nu mai țin minte, și ne împunea film și eram toți pe scaunele de la grădiniță stăteam noi. Eu am prins doar perioada când luam în chirie filmele pe casetă, veneam acasă și le includeam. Aha. Victoria, astăzi ne-am propus să discutăm despre trei filme care sunt tare dragi. Și trebuie să recunosc, noi am discutat ceva mai devreme, le-am ales, adică Victoria le-a ales. Și primul film este Pretty Woman sau Frumușica. De ce? Filmul ăsta mi-aduce mie aminte de femeile care trebuie să creadă în iubire, în iubirea cea adevărată, ca să se întâmple și să-ți schimbe tot cursul vieții. Iată, eu când am văzut, cred că eu îl văd de cel puțin, nu știu, o dată în lună. A, serios? Da, când am așa câte o... Dar când l-ai văzut prima dată? El e din 90. Da, l-am văzut, cred că l-am prins la televizor, pe bucăți. Așa. Cu ani în urmă, cu, nu știu, probabil eram și student atunci, cu vreo 10 ani în urmă. Și îl prindeam așa, pe bucăți, la televizor. Nu aveam eu calculator când eram studentă. După care, când mi-am luat calculator, zic, nu, eu trebuie să-l găsesc. Primul trebuie lucru, să-l privesc. Mă uit. Da, trebuie să-l privesc, să-l văd, pentru că îl prindeam pe bucăți. Când îl prindeam doar partea prima și stăteam și mă gândeam cu ce s-a asta, când prindeam ceva pe la mijloc și tot așa mai departe. Și când l-am văzut per total, am zis că măi, e un film absolut super, nu știu, pe mine cel puțin m-a zdruncinat, să zic așa, pentru că eu sunt omul care cred în dragoste, sunt omul care zic că în orice moment viața noastră poate să se schimbe spre bine și că atunci când găsești omul potrivit, viața ta ia cu totul alt curs. Victoria, uite, eu am pregătit câteva detalii despre acest film și zic să le vedem în continuare. Everybody comes to Hollywood got a dream. What's your dream? When I was a little girl, I would pretend I was a princess trapped in the tower and then this Pretty Woman sau Frumușica este o comedie romantică. Filmul îi prezintă pe Richard Gere, Julia Roberts și Hector Elizondo, bazat pe o poveste adevărată. Scenariul pentru Pretty Woman este concentrat pe norocul unei prostituate din Hollywood, Vivian Ward, care este angajată de un om de afaceri foarte bogat să îl însoțească la mai multe întâlniri sociale și de afaceri, iar relația lor se dezvoltă pe durata șederii de o săptămână a lui Vivian la el în camera de hotel. Inițial s-a dorit ca filmul să fie o dramă neagră despre prostituția de la New York. Filmul a fost regândit și a fost transformat într-o comedie romantică cu un buget mai mare. A avut succes instant și a devenit unul dintre filmele din 1990 cu cele mai mari încasări și astăzi fiind unul dintre cele mai de succes intrări în genul comedie romantică, cu încasări estimate la 463,4 milioane de dolari. Roberts a primit un Golden Globe Award pentru rolul ei și o nominalizare la premiul Oscar. Julia Roberts. She rescues him right back. Pretty Woman. Fine, fine. Din 90 și acum 22, cât 32 de ani și el totuși încă rămâne fi iconic filmul ăsta. Tare fain. Ar fi în temă. Da. Nu știu, e actual. Dragostea nu are vârstă și timp. Exact. Când să iubești și cum să iubești. Dar știi? E și o, nu știu, o lecție sau o motivație ca noi femeile să credem în noi, să fim naturale, pentru că acolo sunt niște momente în care îi spune că ești mai bine așa, îți stă mai bine cu părul tău natural. Sunt niște momente așa care au un subtext foarte și foarte adânc, de fapt. Așa este. Uite, al doilea film pe care tu mi l-ai expediat a fost 12 ani de sclavie. Eu l-am văzut. De câte ori l-am văzut, de atâtea ori am plâns. Uite, vezi? Așa. Da, un film extraordinar. Mi-a plăcut foarte mult, mai ales că este bazat pe istoria unui om, viața reală acestui om. Norfolk, dacă nu greșesc, Solomon Northup, ceva de genul îl cheamă. Da, da, da. Cum ți-a părut ție? Eu nu-mi prea place să privesc filme tragice.
dacă sincer. Dar nu privesc nici comedii, ca să înțelegeți. Cauți mijlocul de Dar când a apărut filmul ăsta și toată lumea vorbea de el, zic, măi, eu trebuie să-l văd. Și eu, pentru că nu ai ce să discuți. Știi, toți vorbesc pe o temă și tu stai cumva așa, nu poți să ai o părere. Mi-a plăcut pentru că dreptul la libertate, dreptul la, nu știu, să nu fii tratat inferior, sunt teme care și în societatea de astăzi se manifestă foarte mult. Și finalul în genere m-a scuturat și m-a... Nu hai să nu facem spoiler, da. Să nu le zicem celor de acasă care este ca finalul. Ca să da? Da, dar hai să vedem detaliile, detalii despre acest film extraordinar. I want to ask you what part of the country you come from. 12 ani de sclavie, titlul original fiind 12 Years a Slave, este un film american din 2013 regizat de Steve McQueen. A câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film în 2014. Este o adaptare a autobiografiei 12 Years a Slave, scrisă de Solomon Northup. Northup este un om liber afroamerican care este răpit și vândut drept sclav într-o plantație din Louisiana. Dănița acolo ne faci nou poze. Apropo, scrieți-ne pe WhatsApp, urmăriți-ne pe Facebook. Da, deci un film tare fain, să nu deviem de la subiect. Mi-a plăcut și îl recomand celor de acasă cu toată încrederea și responsabilitatea de ceea ce zic. Și ultimul film, eu nu l-am văzut, dar tu mi l-ai expediat, Queen of Catwee, dacă nu greșesc eu. E vorba despre un copil african care merge să... acolo se întâlneau, a venit de fapt un antrenor de fotbal și în timpul liber ei se adunau și cu băieții făceau șah. Așa. Și ea respectiv nu era primită pentru că erau doar băieți, ea fiind fetiță și merge acolo și niște momente de astea de discriminare. Și acest antrenor, văzând că ea atât de mult vrea să vină și dă și idei, uitându-se acolo printre scânduri. I-a permis să vină și a văzut că are un potențial extraordinar, adică un copil care trăiește într-o sărăcie curată, care nu are idee, ci înseamnă are o intuiție extraordinară și această fetiță reușește să ia, să fie campioană. Asta vine și ca o lecție pentru părinții de acolo și pentru întreaga lume, ca să aibă mai mult încredere în copiilor, dar și noi să ne trezim că niciodată nu știm ce putem sau ce abilități trebuie să ne dezvoltăm ca să ajungem într-un anumit punct. Și eu asta întotdeauna zic și cu copilul meu, că nu există asta nu-mi place, asta nu-mi place, trebuie să te încerci, pentru că noi toată viața ne încercăm ca să ne găsim luminița de la capătul tunelului. E un film absolut superb, nu știu, pe mine m-a emoționat și m-a motivat, dar când ea se întoarce înapoi și iată ea pentru satul acela de unde vine, din regiunea aceea, devine un simbol, e... Nu și iarăși, e o istorie bazată pe viața reală, istoria acestei doamne, acestei femei din Uganda. Da. Și acolo cumva este, știi, tangența asta dintre pion și regină. Ea dintr-un pion a devenit o regină. Și mai este și un moment și mi se pare că acolo s-a pus că la final și pionii și regina sunt într-o cutie. De asta nu trebuie să fim unul mai superior, altul mai nu știu cum. Pentru mine toată lumea este bună, doar că nu și-au descoperit încă talentul până la final. Da, trebuie să ne trăim și pasiunea pe care o avem și să credem în ea. Hai să vedem informații și detalii despre acest film. Queen of Catwee sau Regina din Catwee este un film american, o dramă sportivă biografică din 2016, regizat de Mira Nair și scrisă de William Wheeler. Filmul înfățișează viața Fionei Mutesi, o fată care trăiește în Catwee, un mahalal din Kampala, capitala Ugandei. Ea învață să joace șah și devine o femeie candidată maestru după victoriile ei la Olimpiadele Mondiale de Șah. Da, ziceam cât mergea subiectul, ziceam că vin acasă și îl privească și eu.
Cam astea au fost aceste trei filme și, Victoria, vreau să te întreb tu, cât de des ai timp, n-ai timp să privești un film? Știi, la noi în familie este o regulă și noi odată în săptămână, de obicei duminicile sau sâmbetele seara, privim un film toți împreună. Acum Ovidiu e cel care pune condițiile. Așa. Și am început să privim filme de animație cu... Dar eu întotdeauna le găsesc superbe. Și fiecare personaj de acolo, deși este un desen animat, este luat și el, da, luat personificat, luat un text din realitate, de fapt. Dar privesc filme pentru că eu sunt cumva atrasă de tot ce înseamnă cinema. Și, nu știu, mă atrage cel mai mult dramele. Pentru că sunt niște... Ai anticipat întrebarea mea. Da. E cumva ceva ce mă atinge, pentru că eu nu pot să privesc un film fără ca să iau o morală sau fără ca să văd calea personajului sau eroului principal. Îmi place transformările, îmi place că filmele care au la bază și subiecte gen tabu. Da, eu am o problemă cu ținerea de minte a numele filmului. Da. Deci dacă o să mă întreb, ții minte filmul ăsta când a jucat Julia Roberts? Dar eu nu mi-amintesc care e denumirea. Dar îmi plac foarte mult atunci când personajele sau eroii din film au niște obstacole, ei reușesc să le cumva să le învingă. Îmi plac dramele, chiar și iată cu probleme, da, foarte mult ce ține de boli, de cancer, de cum reușesc, da, ei în această perioadă să lupte cu boala, să nu lase mâinile în jos. Chiar mulți în acea perioadă, dacă v-ați privit filmele astea, care își găsesc dragostea în acea perioadă și asta îi prelungește viața și ei trăiesc fiecare moment și fiecare clipă. Nu știu despre ce film spui. Ele nu mi-aduc aminte de numire, dar știu despre... multe de filmul ăsta. Da. Îmi place foarte mult și filmele... Iată, este un film cu Jennifer Lopez în care ea pleacă de la bărbatul violent și se întoarce înapoi și îl pune la punct. Se știe. Da, e super. Mie îmi plac filmele în care oamenii știu să-și ceară drepturile, oamenii capătă încrederea în ei, oamenii nu cedează. Și mai este un film la fel cu Jennifer Lopez, cu un urs, dacă nu mai tot așa e cu un tată-socru și merge cu copilul acolo, da? La fel e un film superb, niște povești cu niște subiecte care par așa simpliste, dar de fapt nu sunt simple deloc, pentru că noi ne nimerim de foarte multe ori în foarte multe situații în care nu știm ce să facem, lăsăm mâinile în jos, începem a boci, a ne jălui pe viață. Iată, am și eu așa momente când nu sunt eu ok, după care văd un film din ăsta în care îmi arde două palme. Trezești! Da, și mă pornesc din loc. Victoria, și mai am o întrebare. Care este filmul care poate te-a marcat sau nu o să-l uiți niciodată? Pe lângă aceste trei, da? Troița. Troița e filmul nostru. E filmul nostru moldovenesc, o capodoperă. Dăm ceva detalii despre el. E cu actorii noștri, marele Vitale Rusu, cu regretatul Boris Bechet, Victor Ciutac. E un film despre noi, despre oamenii noștri. Mai este acolo un rol extraordinar pe care îl joacă pădurarul. Dacă așa stai să te gândești, e viața artistului pus acolo, e viața avarului și omul ăsta care tot viața tinde să aibă, și a lui Fimca, care e
un artist nerecunoscut sau neîmplinit până la capăt, pentru că el toată viața îmblă prin țară, își duce culege cântece, știi? Și are o Margareta acasă, cu nu știu câți copii, și ei se bucură, iată, de puținul pe care l-au. E un film, nu știu, marcant. Mie îmi place, eu îl privesc de foarte multe ori și de câte ori am ocazia să fac un share pe online, îl fac, pentru că oamenii trebuie, noi trebuie să ne cunoaștem istoria noastră, noi trebuie să ne cunoaștem cinematografia, muzica. Nu sunt nici eu din cea mai care tot cunosc și tot valorific și dar încerc măcar să, nu știu, să țin cont de lucrurile astea, pentru că sunt valoroase, pentru că sunt niște oameni care au pus cultura noastră și au pus baza la tot ce vedem acum. Și avem de la cine învăța. Și avem de la cine învăța și avem acolo ca un... Și am văzut recent și la voi emisiune cu maestru Vitale Rus, un artist de amploare, adică eu nu știu, atât de lucid, atât de cald, atât de bun, deștept, nu știu, eu cred că așa artiști nu se mai nasc. Nu se mai nasc. Și asta e. Da. Victoria, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit astăzi aici. Să știi că m-ai motivat, astăzi merg, văd Troiță și Queen of Catwee. Mulțumesc tare mult! Cu drag! Dănița, noi...